Ceea ce ni se spune nouă în legătură cu Cuvântul lui Dumnezeu nu este doar citirea și ascultarea acestui cuvânt. Aceasta ar fi mestecarea și înghițirea hranei. Dacă tot procesul digestiv s-ar rezuma doar la atât, mestecare și înghițire, viața nu s-ar prelungi pentru prea mult timp. După aceste două lucruri urmează digestia, care înseamnă descompunerea a ceea ce am mâncat în elementele nutritive ale corpului, izolarea celor toxice, hrănirea corpului, în același timp curățirea și păzirea lui. La fel trebuie să se întâmple în ce privește Cuvântul lui Dumnezeu. Îl citim, ferici de cine citește, ferici de cine ascultă, auzim acest cuvânt, îl memorizăm, îl magazinăm în mintea și sufletul nostru, dar Biblia spune în cartea profetului, în cartea lui Iosua. Cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta. Predica mea nu încetează în clipa când plec de la amvon. Continui să spun lucrul acesta minții și sufletului meu și înainte de a ajunge la amvon și după ce am plecat de la amvon. Cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta. Cugetă, digeră, mistuie, desfă elementele ei, componente, cugetă asupra ei zi și noapte. Doar, nu doar atât, ci hrănește ființa, pune în sânge elementele acestea de viață, cugetă asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea. Căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale și atunci vei lucra cu înțelepciune. Omul acesta, Iosua, omul lui Dumnezeu, are promisiunea că va izbândi în toate lucrările lui. Nimeni nu va putea să stea împotriva ta cât vei trăi, a promis însuși Dumnezeu. Care este condiția? Cuvântul acesta lui Dumnezeu să nu se depărteze niciodată de tine. Cugetă, procesează continuu în mintea ta ce ai auzit, ce ai învățat, pentru că după enunțarea lui din spatele unei amvon sau dintr-o pagină, deschide un proces larg de a pune în valoare conținutul. Ascultarea este superficială, citirea este superficială. Meditația înseamnă a digera cuvântul lui Dumnezeu și înseamnă a pune elementul lui nutritiv în sângele sufletului, adică în viața noastră duhovnicească spirituală. Ați auzit de celebrele săbii japoneze? Despre unele dintre ele am citit că erau de fapt mii și mii de foițe de oțel de diverse durități așezate una peste alta și bătute în procese termice și mecanice, până când oțelul acela ajungea să aibă niște calități absolut incomparabile și uimitoare. Cuvântul lui Dumnezeu pe care noi îl primim prin citire sau prin auzire este de chiar foarte puțină valoare. Știți că sunt corpuri care nu asimilează. Indiferent ce ar mânca, corpul acela nu asimilează. Ei nu meditează asupra cuvântului lui Dumnezeu. Suntem chemați să facem din acest cuvânt hrana sufletului nostru. Suntem chemați ca acest cuvânt să intre în circuitul vieții noastre și să producă viață și putere și energie. Psalmul 1 cu versetul 2. Ferice de omul acela, așa cum a vorbit Domnul Hristos, ferice. Omul acela își găsește plăcere în legea Domnului și zi și noapte cugetă, adică mistuie, digeră, meditează, compară, vorbește continuu cu Domnul despre cuvântul lui. Lucrul acesta va produce în viața și ființa noastră mult căutata duhovnicească întărire, înflorire și rodire despre care Sfânta Scriptură vorbește și pentru care mă rog lui Dumnezeu ca astăzi să devină o realitate în viața ta.